Iisus prezent în Sfânta Împărtășanie a fost purtat pe străzile orașului de episcopul de Iași, Petru Gherghel, însoțit de cântecele copiilor, tinerilor, seminariștilor, credincioșilor și a fanfarei. Pentru creștini, această zi este o zi deosebită, deoarece astăzi sărbătorim instituirea Sfintei Euharistii. Ne amintim că Iisus, la cina cea de taină, când era cu ucenicii în cenacol, a instituit Sfânta Euharistie. Dar pentru că noi, în Săptămâna Sfântă, trăim momente de durere și de tristețe, ne pregătim pentru patima și moartea lui Iisus, nu puteam sărbători această zi deosebită în acea perioadă. Astfel, Biserica a hotărât ca sărbătoarea instituirii Euharistiei să se celebreze într-o zi aparte. Astăzi ne aducem aminte de momentul în care Iisus ne-a promis că va rămâne alături de noi și va fi prezent mereu lângă noi prin puterea Duhului Sfânt. Au fost prezenți enoriași, preoții episcopiei și ai catedralei, preoți de la parohiile și congregațiile din Iași și părinți profesori de la seminar. La procesiunea la care au luat parte și autoritățile locale au participat din curiozitate și credincioși de rit ortodox. Sunt ortodoxă, doar știu că este duminica primă după Joia Verde, Joia Verde fiind cu semnificația trupul și sângele Domnului, deci Preasfântul Sacrament, și episcopul poartă pe străzile orașului Sfântul Sacrament. Și enoriașii încântă și cu mare mulțumire, deci și pentru Sfânta Împărtășanie. E prima dată când particip la așa o manifestare și îmi place. Mi-a plăcut, e foarte multă disciplină. Procesiunea nu s-a făcut joi, se face acum. Trupul sângele Domnului Iisus Hristos. Împărtășanie, cum s-ar spune, Sfântul Sacrament. Cum? La orice, și la catolic, și la ortodox, este aceleași. În timpul procesiunii, băieții și fetițele de la cele trei parohii catolice din Iași, care au făcut întâia sfântă împărtășanie nu cu mult timp înainte, au presărat petale de flori în fața Preasfântului Sacrament. Creștinii care au participat la această celebrare au mers și în procesiune. Știm că Iisus nu poate fi blocat în pereții unei clădiri, unei biserici. El este cel care vine în întâmpinarea noastră. Astăzi a fost dus în procesiune de Preasfințitul Petru Gherghel, a condus această procesiune și ne-a arătat că este în mijlocul nostru, ne-a arătat că este mereu alături de noi. Copiii care au primit Sfânta Împărtășanie din toate parohiile de aici, din Iași, au deschis calea lui Iisus pe străzile orașului, aruncând petale de flori. Este simbolul frumuseții, simbolul tinereții, este totodată simbolul vieții care Dumnezeu a venit să o dea omului și îl revigorează de fiecare dată atunci când omul se îndreaptă spre Dumnezeu. Părintele Claudiu Bulai, preot în cadrul Oficiului pentru Comunicații Sociale. Mulțumesc! În Iași, în perioada postbelică, procesiunea pornea de la catedrală pentru a ajunge la capela surorilor Notre-Dame de Sion, unde se află acum filarmonica. Interzisă de regimul comunist, procesiunea a fost reluată după anul 1989. Sărbătoarea trupul și sângele Domnului, la început numindu-se Corpus Domini, a fost instituită în anul 1246 în Belgia, la Liege. Dincolo de manifestarea de credință și de cinstirea prezenței lui Hristos în Sfânta Împărtășanie, procesiunea devine o posibilitate de a înțelege mai bine că omul de azi, în pelerinajul său pământesc, nu este părăsit, ci este susținut de această prezență reală a lui Hristos.